Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Înainte să-ți dai întâlnire cu cineva, să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Evrei, capitolul 10, versetul 24. Iată câteva sfaturi pentru ca întâlnirile tale să-ți lase un gust plăcut. 1. Pregătește-te spiritual. Vorbește cu Dumnezeu în timp ce te pregătești. Timpul petrecut în fața oglinzii este important, însă timpul petrecut cu Dumnezeu este cel mai important. În nicio situație lucrul acesta nu este mai adevărat ca atunci când cauți o persoană cu care să-ți petreci tot restul vieții. Un al doilea sfat. Discută deschis despre relațiile intime înainte ca acestea să devină o problemă. Intimitatea fizică e ceva minunat, dar Biblia o permite doar în căsătorie, când doi oameni își iau un angajament unul față de celălalt. Așa că trebuie să ai o gândire protectivă și proactivă. Dragostea autentică nu spune, dacă m-ai iubi cu adevărat, ai accepta să... ci spune, te iubesc prea mult ca să profit de pe urma ta, ca să te rănesc sau să-ți cer să faci ceva ce simți că e greșit și care te va face să te simți prost mâine. Un al treilea sfat. Limitează timpul în care veți fi singuri. Se poate ajunge lesne la lucruri pe care le vei regreta mai târziu. Când prietenii tăi îți spun că nu te-au mai văzut în ultimul timp, sunt șanse să fii prea exclusivist și să te îndrepți spre eșec. Nu vă întâlniți tot timpul doar voi doi. Petreceți timp și în compania altora. Un alt sfat, al patrulea, de data asta, fă lucrurile bine. Dacă în relațiile trecute ai fost permisiv, nu te simți descurajat. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9. Asta înseamnă că o poți lua de la început, având inima curată. Cele mai puternice relații îl au întotdeauna pe Dumnezeu în centru. Și ele se străduiesc să dea dovadă de aceeași dragoste pe care Pavel o descrie în 1 Corinteni, capitolul 13. Citește astăzi aceste versete.